Bună seara, bun găsit tuturor! Doamnelor, domnilor, a fost un sfârșit de săptămână cu multe activități culturale în Craiova. Au fost zilele Mihai Viteazu, ne pregătim și de zilele Craiovei, dar a fost și Noaptea Albă a Muzeilor, o acțiune care se desfășoară de câțiva ani și care a devenit una de tradiție în toată țara. Și craiovenii, între orele 18 și 2 dimineața, au mers la cele două muzee din Craiova. Am fost și noi prezenți la această acțiune. A fost o avalanșă de craioveni care au format cozi imediat după ce s-au deschis muzeele. Dezvoltăm acest subiect în această seară. Alături de mine, domnul Florin Ridiche, director Muzeul Olteniei. Bună seara, mulțumesc, bună seara, mulțumesc de invitație și noi. Bun găsit telespectatorilor dumneavoastră. Și domnul Radu Dumitrescu, muzeograf Muzeul Olteniei. Bună seara, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și dumneavoastră. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ca să intrăm așa în atmosfera subiectului, vă propun să urmărim reportajul realizat de noi. Ne-am văzut, domnule director, în seara de noaptea, de fapt, de sâmbătă spre duminică. Asta evidențiam împreună că oamenii au început să formeze cozi imediat după ce s-au dus. La ora 19 și un pic deja erau cozi în fața muzeului, atipic pentru ceea ce se întâmplase în anii trecuți. Exact în momentul când ați amintit de acest eveniment de Noaptea Muzeilor, mă gândeam la primele două ediții care au fost până anii 2004-2005, când practic noi, ca specialiști, ca muzeograf, nici nu știam, nu cunoșteam că a apărut acest eveniment în toată Europa, Noaptea Muzeilor, și cu atât mai puțin publicul, practic nu veneau la muzeu decât 10-15 persoane, atât ce vizitau încă din timpul zilei muzeul. Și uitați, din 2004, cum a evoluat evenimentul. Urmărim reportajul și comentăm. Da. Craiovenii de toate vârstele au stat la coadă pentru a vizita toate cele trei secții ale Muzeului Olteniei încă de la deschidere. Pentru unii dintre ei a fost pentru prima dată când au participat la Noaptea Muzeelor. Nu l-am mai vizitat, cred că, de vreo 5 ani. Deci, cred că a fost renovat și cred că corespunde standardelor europene. Așa ceva am mai văzut în Grecia, la muzeul de lângă Acropole. E prima dată când vin aici la muzeu, dar e ceva. E altceva față de ce am văzut la alte muzee. De multe ori mi s-a pus întrebarea, domne, oamenii vin atât în număr atât de mare de Noaptea Muzeelor pentru că este intrarea gratuită? Nu. Nu vin datorită acestui lucru, vin pentru că apreciază în această noapte, odată, într-o noapte pe an, activitatea desfășurată în toate muzeele din țară. Mii de craioveni au venit și la Muzeul de Artă, renovat în urmă cu câțiva ani. Este ceva benefic, special pentru copii. Nu tot timpul putem să mergem. Odată la un an, ne sacrificăm din timpul nostru și mergem cu ei. Sunt benefice pentru actul cultural din cetatea, din orașul nostru, și mi se pare un lucru bun. Știu că în fiecare an e organizată Noaptea Muzeelor și e o promovare, zic, bună pentru cultura. Vin, sunt obișnuiți cu Noaptea Muzeelor, sunt obișnuiți cu faptul că în fiecare an noi încercăm să organizăm alte și alte expoziții. De data aceasta este o expoziție sub egida Centenarului Unirii. Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, fiind coordonat de organisme europene precum Consiliul Europei, UNESCO și Consiliul Internațional al Muzeelor. Intrarea la muzee a fost gratuită. Domnul director, printre cei care s-au aflat sâmbătă seara la muzeu sunt și oameni care de regulă vin către muzeul, nu numai Muzeul Olteniei, sunt oameni care ne-au vorbit despre muzee din străinătate și care arată, făcând o comparație cu ceea ce se întâmplă în România, de fapt muzeele din România încep să se creioneze așa într-un fel extraordinar, mai ales Muzeul Olteniei. Exact ce a subliniat dumneavoastră am remarcat și eu. Și mai ales spusele doamnei care a vizitat Muzeul Olteniei, Noaptea Muzeelor,
făcând comparația cu un muzeu din străinătate, să vă spun sincer, a fost o satisfacție pentru mine, ascultând-o pe doamna respectivă, comparând Muzeul Oltenii cu un muzeu de la Atena. Și, într-adevăr, acum putem să spunem că începem să vedem beneficiile tuturor investițiilor realizate de către Consiliul Județean Dolj în perioada 2006-2016. Dacă în anul 2010 muzeul era un adevărat șantier și după ce a fost renovat și expozițiile făcute, realizate în totalitate la sfârșitul anului 2016, noi am avut oarecum ceva probleme de reînvățare a publicului. Da, chiar acum rulează imagini în interiorul muzeului. Arată foarte bine. Este un alt concept. Adică, prin ceea ce s-a arătat adinaur, un soi de interactivitate, de interacțiune între public și patrimoniu. Nu mai merge să prezinți publicului câteva piese într-un mod sec, expuse într-o vitrină și atât. Publicul are nevoie să interacționeze până la o anumită limită cu expunerea obiectelor de patrimoniu. Și tocmai eu am fost atras de secțiunea în care erau expuse obiecte din zona religioasă și chiar era foarte bine pregătită doamna care era acolo, adică avea explicație pentru fiecare obiect care era expus. Da, probabil că vă referiți la sala cu freșcele, exact, Bisericii Sfântul Sebastian. Da, Sfântul Ioan Sebastian. Sfântul Ioan Sebastian de pe Calea Severinului, care au fost integrate practic într-o butaforie specifică, să zic, atmosferei medievale în care a funcționat această biserică. Lucrul acesta se vede și din statistici, se vede din numărul de vizitatori. Uite, chiar acestea sunt imaginile, da, de acolo. Aici sunt mai multe documente, cărți scrise în chirilică paftale, care, bineînțeles, acum piesele respective au mai multă informație în etichetele care se află. Muzeul este o combinație, adică muzeul poate fi folositor și pentru un vizitator care nu are prea mari pretenții, dar și pentru alți vizitatori cu pretenții mai mari de a cunoaște evenimentul istoric și care doresc să afle mai multe informații despre obiectele expuse. Unele dintre ele chiar de o valoare remarcabilă. Aș putea spune că în ultimii ani, practic, noi, specialiștii din muzeu, am început să ne redescoperim patrimoniul. A existat o perioadă foarte mare, începând din anii 60, poate 50, chiar și în perioada interbelică, în care specialiștii de atunci și până mai acum, să zic așa, 10 ani, au colectat foarte, foarte mult patrimoniu, dar nu au avut timp să-l și studieze. Și așa descoperim acum, cu ocazia diverselor expoziții temporare pe care trebuie să le organizăm pentru public, documentându-ne asupra pieselor care urmează să fie expuse, că într-adevăr avem un patrimoniu valoros, cum este vorba și de albumul de care discutam înainte de a intra, da, în emisie, albumul de fotografie. Da, sunt puțini oameni care cunosc acest aspect și eu am descoperit informația în urma unei acțiuni la care am participat și la care trebuia să veniți și dumneavoastră. Acțiune organizată la Bruxelles. Da, a fost un colț de istorie românească în Parlamentul European. Au fost expuse documente rare, cărți de profil care descriu foarte bine momentul 1918, iar Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman a venit cu aceste fotografii unice, care surprind momentul 1918. De fapt, sunt singurele 5 fotografii imortalizate întâmplător de Samuel Mârza, fotograful care s-a aflat acolo fără să fie invitat special. Eu aici vreau să-i mulțumesc domnului Lucian din Dirică și datorită aparaturii performante care are la bibliotecă, că a reușit să copieze, nu se poate copia un document de patrimoniu așa ușor,
câteva din fotografiile din acest album. De ce nu este expus acum la Muzeul Olteniei? Pentru că este în proces de restaurare și restaurarea nu se face chiar așa ușor. Probabil că în toamnă va fi expus publicului. Dar arată bine fotografiile respective, da, arată da. Bine. Adică s-au păstrat destul de bine. Albumul nu este foarte bine conservat și este vorba de 30, dacă nu mă știu, 30 de fotografii. Până la momentul descoperirii, că practic am redescoperit acest album, Patrimoniul Muzeului, nu știam cât de important e și cu atât mai puțin ne-a scăpat, poate, și n-am fost atenți, că de fapt este un album Samuel Mârza. Se știa până la momentul respectiv că în prezent mai există doar un singur exemplar la Arhivele Naționale din București. Se știa de mai multe albume, dar în prezent nu se știe unde se află respectivele. Acest album a ajuns oarecum întâmplător la Craiova. El a fost în decembrie 1918. Colonelul Gagiu, care comanda un batalion de militar din cadrul regimentului 5 sau 15 vânători de infanterie din Craiova, a intrat în Alba Iulia după data de 1 decembrie și în cursul iernii 1918-1919 a legat o prietenie specială cu Samuel Mârza, fotograful Unirii, considerat oficial acum. La începutul anului 1919, Samuel Mârza i-a făcut cadou un album cu fotografiile realizate în perioada 1 decembrie. Iar prin anii 1976 sau 77, Vasile Gagiu, fiul colonelului care a fost la Alba Iulia în decembrie 1918, a vândut acest album Muzeului Olteniei. Muzeul Olteniei l-a achiziționat. La vremea achiziționării acestui album, sau colegii mei de atunci nu au conștientizat cât de important este valoarea lui și practic a intrat în uitare, să zicem așa, până la momentul 2018, când sărbătorim centenarul. Și verificând în patrimoniul de 160 ceva de mii de obiecte și documente al secției de istorie arheologie, ce avem legat de perioada aceea 1918, l-am redescoperit. Bineînțeles, am făcut o aprofundată documentare înainte, la care ne-a ajutat și directorul bibliotecii Aman. Înțeleg că a fost chiar în județul Alba, la unul dintre nepoții lui Samuel Mârza, care a certificat. Din Rică, da, care a certificat prin întâlnirea care a avut-o cu nepotul sau strănepotul lui Samuel Mârza, a certificat autenticitatea albumului. Este o piesă foarte importantă și cât de curând posibil o vom expune în fața publicului. O vom aduce în fața publicului. Domnule Dumitrescu, vorbim despre un public avizat care vine la muzeu, adică redescoperiți profilul omului de cultură în Craiova? În ultimii ani, da. Am observat acest lucru cu fiecare nouă ediție a Nopții Muzeelor. În anul 2009, când am participat eu personal la prima ediție în muzeu, deși ele începuseră încă din anul 2004, publicul nu era foarte bine obișnuit. Nu era obișnuit cu ceea ce era în muzeu, cu expozițiile. Chiar aveam anumite discuții de orientare în primul rând și chiar am avut câteva situații hazli, aș putea spune, pentru că erau persoane care nu intraseră niciodată într-un muzeu și nu înțelegeau de ce le indicăm un anumit drum, un anumit traseu în expoziție și ne spuneau că dacă este noaptea muzeilor, vor să meargă pe unde vor dumnealor. Și am explicat că pot să fac și acest lucru, dar nu vor înțelege mare lucru, pentru că și atunci, cu atât mai mult acum cu ocazia noilor expoziții pe care noi le-am deschis în 2015 și 2016, aceste expoziții au în primul rând o poveste. Au o poveste și noi l-am gândit într-o cheie simbolică pe care publicul n-ar putea să o perceapă dacă nu ar urma un anume traseu și n-ar urmări acest fir al poveștii.
anii următori, am fost o pauză, cel puțin la noi la secție, la secția de istorie arheologie, pentru că până în 2012, după ediția din 2009, în toamna acelui an, secția noastră a fost închisă pentru renovare și restaurare, pentru că era într-o stare avansată de degradare. În 2012 s-a finalizat procesul de restaurare al clădirii și de-abia în anul 2014 am reluat această tradiție a nopții muzeelor la secția de istorie arheologie, când am observat o mai mare curiozitate, o mai mare atenție din partea publicului și un public din ce în ce mai numeros. Începând cu anul 2014, a fost o perioadă de creștere an de an, cu un nivel maxim până în momentul de față la noi, cel puțin la secția anul trecut, pentru că am avut peste 7.000 de vizitatori la secție cu ocazia nopții muzeului din anul 2017, pentru că practic ediția anterioară a nopții muzeelor, noi am deschis și ultimul segment de expoziție de bază, Oltenia Rediviva, și a fost o mare curiozitate și o mare așteptare din partea publicului, noi promovând cu câteva luni înainte această expoziție prin diverse mici fragmente video sau de imagini din ceea ce pregăteam acolo și a fost un mare aflux de public anul trecut. Anul acesta a fost un număr puțin mai mic decât anul anterior, pentru că o parte din public văzuseră deja și această ultimă parte a expoziției și am observat, cel puțin din discuțiile particulare, pentru că fiecare coleg a avut un anumit sector în cadrul expoziției pentru a putea direcționa publicul, pentru a le putea oferi diverse informații pentru cei care erau interesați, și din diverse discuții pe care le aveau fie între ei vizitatorii, fie cu noi întrebându-ne, am observat o nouă tendință, dacă pot spune așa, în sensul că cei care deja au văzut expoziția vin acum ca o curiozitate și ar vrea să vină să o viziteze în altă perioadă decât noaptea muzeului, pentru a o putea vedea și a o putea percepe într-un mod mai liniștit, pentru a putea admira mai ușor obiectele, pentru a nu fi primiți, pentru că la un moment dat chiar am avut între ora 11 și 12, a fost un aflux extraordinar de public și la un moment dat chiar nu mai puteam face față ca spațiu și le-am rugat și chiar la un moment dat făceam anumite mișcări de circulație, pentru că la un moment dat se formase un ambuteiaj, dacă mă pot exprima astfel, la subsol, cel puțin în zona de epocă preistorică, și îi rugam pe cei care urmau să intre să aștepte puțin pentru a putea ieși o parte din public din peștera, sala cu peștera, unde noi avem expus un craniu de Homo sapiens care are o vechime de 30.000 de ani și care este foarte cunoscut, pentru a putea ceilalți să pătrundă pe galeria de artă preistorică, la care la fel era destul de îngust, și apoi să intre ceilalți. Și chiar în aceste așteptări, noi auzeam, uite, e ok, vedem, e așa, să mai mult vedem expoziția, să vedem muzeul pentru a simți atmosfera din noaptea muzeului, dar hai să venim și cu altă ocazie pentru a putea vedea în liniște expozițiile, pentru a putea pune mai multe întrebări, pentru că probabil că era și o reținere din partea publicului văzând acest aflux mare de public și poate avea o anumită timiditate și reținere în a pune foarte multe întrebări. La un moment dat au fost câteva persoane care au vrut să stea mai mult de vorbă, chiar mă întreba un domn în vârstă unde sunt, dacă avem scrisori și cu arme din cel de-al doilea război mondial, pentru că în urmă cu vreo 40 de ani tatăl dumnealui predase muzeului sătesc din aceste obiecte și acel muzeu se desfințase și întreba dacă au ajuns la noi. Și mi-a spus că avem o sală dedicată celui de-al doilea război mondial. Nu știm dacă sunt, pentru că evident sunt foarte multe mărturii istorice din acea perioadă, dacă sunt chiar ale dumnealui, și l-am rugat să vină în perioada următoare pentru a putea discuta detaliat despre acele scrisori, pentru că ar fi interesant și pentru noi să poate să prindem un fir și să reușim să le aducem, da, să descoperim acea poveste și poate să reușim să aducem aceste obiecte la muzeu, pentru că până la urmă asta este una din principalele obiective noastre, una din menirile noastre principale, de a salva memoria trecutului, de a afla cât mai multe lucruri, cât mai multe povești, până a salva aceste obiecte, pentru că un obiect care stă
nu știu, într-un cufăr și nimeni nu știe de el, este aproape neînsemnat și este păcat, pentru că aceste povești se pierd cu fiecare generație care trece. Noi la secție derulăm pe parcursul acestor luni o documentare, o cercetare de teren pentru a realiza un volum dedicat memoriei Marelui Război. Vrem să tipărim un volum în care să însumăm, să strângem practic toate monumentele dedicate Primului Război Mondial și eroilor care s-au jertfit în acest război și cumva să aflăm aceste povești care, din păcate, în satele din județul Dolj, pentru că evident nu aveam cum nici fizic și nici ca timp să reușim să strângem foarte mult material pentru a edita acest volum. Deja nu se mai știu foarte multe lucruri. Multe persoane în vârstă nu își mai aduc aminte sau pierd de la o generație la alta informațiile și ne dau mai mult informații vagi pe care noi, evident că trebuie să le documentăm și să le verificăm pentru a putea creiona și a pune practic în operă o lucrare științifică, documentată și care să însumeze aceste monumente care practic sunt o memorie a Marelui Război și a ceea ce a fost acum 100 de ani. Eu spun că toate instituțiile de cultură acum din Craiova au manageri tineri, manageri cu viziune, iar din punctul meu de vedere, ca și o constatare, ați reușit să veniți către craioveni cu niște instituții care acum câțiva ani de zile erau așa lăsate într-un cont de umbră, adică craiovenii nu prea aveau nici disponibilitatea și nici dorința de a veni către aceste instituții. Se încearcă tot felul de proiecte astfel încât să fie obișnuit publicul din Craiova cu tot ceea ce înseamnă cultura în Craiova. Da, într-adevăr, dacă e să socotim, așa cum spunea și colegul meu, cred că în 2009, înainte, în plin proces de renovare și de restaurare a tuturor secțiilor, pe un an numărul de vizitatori total se ridica cam la 10.000, aproximativ 10.000 de oameni, pe când anul trecut au fost 52.000 de vizitatori. Că de multe ori mi-a fost pusă întrebarea în timpul acestui eveniment, Noaptea Muzeelor, dacă vizitatorii vin numai de Noaptea Muzeelor. Nu este adevărat, vin și pe parcursul anului și au început să fie din ce în ce mai multe grupuri și de străini. Legat că tot am discutat și de centenar și noi suntem extrem de mândri, să spun așa, și extrem de bucuroși că zilele trecute Ministerul Culturii și Identității Naționale a anunțat lista a 100 de proiecte culturale din țară câștigătoare dedicate centenarului, între care se află și un proiect de expoziție al Muzeului Olteniei care se numește Iluzii și Deziluzii, Iluzii, Deziluzii și Marea Unire. Este un proiect de expoziție pe care dorim să-l implementăm la sfârșitul lunii noiembrie, chiar în preajma zilei de 1 decembrie, o expoziție la care, pe lângă aportul patrimoniului muzeului nostru, va veni și în completare și patrimoniul dedicat Primului Război Mondial al muzeului din Târgu Jiu și din Râmnicu Vâlcea. Și Ministerul Culturii a apreciat acest lucru și a aprobat finanțarea, care se apropie undeva de 1 miliard lei vechi sau 100.000 de lei pentru realizarea acestui proiect. Complexitatea, butaforia care vrem să o realizăm în cadrul acestei expoziții a atras atenția comisiei care a jurizat pentru finanțarea acestor proiecte. După cum știți, Ministerul Culturii are la dispoziție o sumă importantă de bani pentru finanțarea a diverse proiecte dedicate centenarului în România. Revenind la Noaptea Muzeelor, nu știu dacă până acum am spus care este numărul, care a fost numărul total de vizitatori, puțin peste 16.000 de vizitatori pe toate cele trei secții ale muzeului. Comparativ, eu ca, pentru mine ca manager sunt foarte importante datele statistice, pentru că aici văd, pot să observ mai bine fenomenul, ceea ce se vrea, la ce trebuie să renunțăm pentru ca publicul să fie satisfăcut. Constat în ultimii ani o așezare a publicului care vine și vizitează constant, o așezare între ghilimele, care vizitează constant Muzeul de Noaptea Muzeelor,
cam 16-17 mii de vizitatori în 8 ore. Am avut într-adevăr și recorduri, cred că în 2015, dacă nu mă înșel, 20 de mii de vizitatori în 8 ore. Este deja un fenomen foarte important, dar care are și, din punctul meu de vedere, și unele explicații sociale. Urmărindu-i foarte bine pe vizitatori, mi-am dat seama că toți acești 16.000 de oameni care vin să viziteze muzeul fac parte din clasa mijlocie. Deja avem o clasă mijlocie care începe să consume cultură, multă cultură, așa cum a spus și de festivalul care s-a desfășurat, festivalul Mihai Viteazu, care nu mai are grija zilei de mâine din punct de vedere al veniturilor și începe să acești oameni încep să viziteze muzee, să meargă la spectacole. Este și un indicator, să zic așa, socioeconomic, numărul de vizitatori din noaptea muzeelor dintr-un oraș. Spune foarte multe lucruri. Exact cum a fost și material, foarte multă lume m-a întrebat dacă oamenii vin pentru că intrarea gratuită. Nu e adevărat, pentru că biletul este, valoarea biletului nu este foarte mare, 5 lei de persoană, și e un fenomen la care oamenii vor și doresc să participe, să facă parte din acest fenomen, nu din acest eveniment, adică să meargă la muzeu de noaptea muzeelor. De aceea și ați văzut și cozile care se formează, oamenii stau răbdători și așteaptă. Da, este o manifestare culturală în aer liber prin faptul că se formează aceste cozi și în interiorul muzeului prin faptul că vizitează expozițiile. Care este piesa de rezistență acum a muzeului? Sau piesele de rezistență? Piesele de rezistență. Da. Dacă este să... Da, sunt câteva piese. Eu aș vorbi mai degrabă de specificul fiecărei secții. Spre exemplu, secția de științele naturii este foarte mult preferată de copii. De copii, datorită butafărilor, datorită planetarului, și este secția care, de ce să nu recunoaștem, înregistrează cel mai mare număr de vizitatori între secțiile muzeului. Secția de istorie arheologie este preferată în general de tineret, persoane din categoria vârstei 40, 30, 40, 50 de ani vin mai mult ca să se documenteze privitor la istoria Olteniei, turiștii români din alte zone ale țării. Fenomenul cel mai interesant este la Casa Băniei, la secția de etnografie, unde nu se înregistrează foarte mulți vizitatori comparativ cu celelalte două secții. În schimb, aici sunt cei mai mulți vizitatori străini. Chiar am observat numărul vizitatorilor străini aproape că legalează pe cel al vizitatorilor români. Ce este un barometru bun pentru Craiova? Un barometru pentru că cei care vin din afara țării, unde merg ca să vadă, să cunoască mai bine provincia, regiunea în care ei vin cu afaceri sau ca turiști, merg la Casa Băniei. Un muzeu de științele naturii se află și în orașele de unde vin ei, din Europa sau chiar din România. Aici și cuantifici, pentru că oamenii plătesc un bilet. Dacă merg la catedrală sau vor să viziteze altceva, surprind imaginea și atât. Mai ales că este și monument istoric Casa Băniei, nu numai secția de etnografie. Toată lumea știe și numește Craiova Bănia, exact, sau cetatea Băniei, și acest monument istoric atrage foarte mult. Dar nu un număr foarte mare de vizitatori. De aceea am zis că fiecare secție și are specificul. Așa, luat ca piese, sunt multe. La secția de istorie arheologie este, cum a amintit și colegul meu, craniul de Homo sapiens, dar mai sunt și documentele care au semnătura originală a lui Mihai Viteazu și multe alte altele. La secția de științele naturii, spre exemplu, colecția de minerale este cea mai spectaculoasă, asta se vede și din reacția publicului. Bineînțeles, sunt și, așa cum ați arătat și în imagine, acel schelet de mastodont descoperit întreg în localitatea Leu, județul Dolj, cu nu foarte mulți ani în urmă, care este expus într-o vitrină încastrată în podea,
Cam astea ar fi piesele cele mai valoroase. Multe altele sunt în depozite, care nu putem să expunem. Într-un procent foarte mic expunem piese în expoziția permanentă, dar cu ajutorul expozițiilor temporare, în timp, le aducem și pe acestea în fața publicului. Aceste piese care stau mulți ani în depozite. Legat de aceste expoziții temporare, știu că a fost o, până la urmă s-a creat așa o emulație în rândul Craiovenului, în momentul în care a fost expus tezaurul dacic, în momentul în care au venit brățările. Da. Și mai departe, știu că și atunci a fost, lumea chiar își dorește să descopere lucruri inedite despre ceea ce ne caracterizează, lucruri care vin din trecut. Ce să vă spun, că participația, să zic așa, a Muzeului Olteniei la această expoziție de 80 de piese din 1000 cât au fost expuse, nici în ziua de astăzi nu s-au întors la Muzeul Olteniei. Expoziția se află acum, urmează să plece în Ungaria, la Szeged, dacă nu mă înșel, într-o expoziție itinerantă în Ungaria. Deci vă dați seama, atât de mare succes a avut această expoziție la Craiova, având perioada cea mai mare de expunere, cred că 4 luni, comparativ cu alte orașe. Atât de mare succes a avut și în România și pe unde a mai călătorit în alte țări, încât și acum mai este încă solicitată. Suntem în 2018, în 2015 a fost expusă la Craiova. Ați spus că e vorba de o expoziție temporară. Într-adevăr, o expoziție temporară este poate prima căutată de public într-un muzeu, pentru că, așa cum a amintit și colegul meu, expozițiile permanente le vezi cam tot timpul. Însă după o expunere de 3-4 săptămâni, o lună jumătate maxim, trebuie să schimbi cu altceva, cu alte piese. Lumea cu obișnuiește, se obișnuiește și nu... am învățat să vedem și care este dorința publicului și ce anume dorește publicul să vadă. Într-adevăr, cât mai multe expoziții temporare. Și în cadrul acestui eveniment, Noaptea Muzeelor, am avut foarte multe expoziții temporare, nu chiar deschise special pentru Noaptea Muzeului, ci deschise în toamna acestui an, dar pentru care am fost, le-am avut în plan să le avem deschise și de Noaptea Muzeelor. Că știu că sunt căutate. Știu că sunt mai multe situri arheologice deschise și în județul Dolj, Cioroiul Nou, Desa, Răcari. Mi-au aminte o știre, nu o datez exact, acum în memorie mi-a venit informația legată de brățele dacice. La un moment dat, cred că anul trecut, dacă nu mă înșală memoria, undeva în județul Olt, cineva avea acasă o participă dintr-o astfel de brățară. Informația a început să circule în localitate pentru că omul își dorea să o vândă, o veste de genul acesta. Informația a ajuns, bineînțeles, și la polițiști, s-au dus peste om acasă, au recuperat obiectul respectiv, l-au datat și au dat seama că era vorba despre o parte dintr-o brățară de pe vremea lui Burebista, evaluată la o sumă exorbitantă, adică bănuiesc că și legea ar fi permis respectivului cetățean din județul Olt să beneficieze de o sumă importantă de bani dacă ar fi mers către un expert, către un muzeu și mai departe. Cred că este și multă, hai să zicem, necunoaștere a legii patrimoniului. Da, dacă stau să mă gândesc bine, acel fragment de care amintiți dumneavoastră este singurul fragment de o brățară dacică din aur care a fost descoperit în Oltenia. Mai sunt variante de brățări dacice din argint descoperite în județul Mehedin și care se află la Drobeta Turnul Severin. E o descoperire întâmplătoare, condițiile, astfel de piese deosebite, după cum am văzut și brățările dacice din expoziția care a venit la Craiova, provin numai din descoperirea acestea făcute cu detector de metale. Să știți că în ultimii 2 ani, cel puțin eu am observat, sau în județul Dolj și în Oltenia, o scădere a fenomenului, poate și pentru faptul că au apărut niște reglementări legale suplimentare care mai controlează acest fenomen. Da, era o piață destul de activă din punctul ăsta de vedere. Da, să știți că piața activă se dezvoltase mai ales
să spun așa, pe banii statului. Pentru că reglementările legale spuneau că în cazul unei astfel de descoperiri să se acorde recompense de până la 45% din valoarea obiectelor. Practic, descoperitorii mizau în descoperirea pieselor că vor lua acești bani de la stat. O piață a antichităților în România nu este dezvoltată. Aproape, e ca și inexistentă în România și fenomenul acesta al descoperirii cu ajutorul detectoarelor de metale a luat la un moment dat amploare tocmai datorită sumelor generoase care le oferea statul absolut legale drept recompense. Și noi am plătit sume destul de importante în 2013 până anul trecut chiar pentru descoperirea unor tezaure monetare spectaculoase. Chiar anul trecut am plătit recompensă pentru 220 de monede de argint romane descoperite cu ajutorul detectorului de metale cândva în 2016 la Desa, în localitatea Desa, județul Dolj. Personal, și sublinez acest lucru, personal, eu sunt împotriva acestui fenomen al descoperirilor făcute cu detectoarele de metale pentru faptul că piesele descoperite sunt rupte de contextul arheologic în care se află acolo în sol. Una este să descoperi o brățară dacică în pământ asociată cu un vas ceramic sau mai știu eu cu ce alte artefacte și să-ți dai seama care a fost ce simțăminte a avut acel personaj acum 2000 de ani când a depus în pământ acea brățară. Și asta este să vezi distrug din, da, de regulă oamenii distrug contextul arheologic. Și nu ne rămâne altceva decât să admirăm piesa, într-adevăr frumoasă, dar cu o valoare intrinsec, să zic așa, nu fără a-și avea povestea ei, să spunem, a piesei. Nu-și poate spune povestea dacă este descoperită astfel, întâmplător, să zicem, sau cu detectorul de metal. Mă uitam peste acțiunile, proiectele culturale în 2017 desfășurate. Foarte multe, adică am spicuit doar câteva pentru că la un moment dat mouse-ul crea dificultăți din toate punctele de vedere. A fost Târgul Meșterilor Populari, Parada Mărțișoarelor, expoziție temporară Fierul Etnografic din Oltenia, Saltul Românesc în zi de sărbătoare, o abundență de astfel de activități. Știu că și în perioada verii există anumite ateliere creative. Da. Salonul Național de Restaurare, Salonul Național de Minerale Fosile și Geme. Bănuiesc că veți continua astfel de activități. Numai de zilele Craiovei, în perioada 1-9 iunie, avem 4 evenimente culturale, un mini târg meșteșugăresc, o expoziție Povestea Seminței, dacă nu mă înșel, aceasta e denumirea, la secția de Științele Naturii, o expoziție vom deschide chiar astăzi, am adus de la Muzeul Regiunii Porților de Fier o importantă colecție de costume populare și vom deschide o expoziție cu costume populare din județul Mehedinți. Această expoziție de costume populare din județul Mehedinți e foarte importantă pentru că ea se va constitui în punctul de plecare pentru redactarea unei noi documentații în vederea obținerii recunoașterii UNESCO pentru tehnica de realizare a acestor costume populare din județul Mehedinți. Va fi în perioada zilelor care vei prezent la muzeu și doamna Ișfănoni de la Muzeul Satului din București, expertă care va începe documentarea și redactarea dosarului pentru introducerea în patrimoniul UNESCO acestor costume populare. Și bineînțeles o expoziție de fotografie dedicată centenarului în piața Frații Buzești. Deci mai 4 evenimente și bineînțeles, într-adevăr, centenarul ne solicită foarte mult și trebuie să facem fața asta. Trebuie să exploatăm momentul acesta din toate punctele de vedere, pentru că așa cum a spus și colegul meu, documentarea pentru monumentele din județul Dolj, care trebuie făcută și care se va concretiza într-o publicație, plus multe alte expoziții care vor fi în toamnă. Va fi așa o perioadă mai liniștită, iulie-august, dar cu aceste ateliere de care a spus dumneavoastră, școlile de vară, foarte mulți copii vin la aceste ateliere, mai ales în iulie-august și din septembrie reluăm proiectele culturale, atât cele dedicate centenarului, cât și cele tradiționale ale Muzeului Olteniei.
Se colaborează bine și cu celelalte instituții culturale. Ne dorim cu toții așa o platformă integrată care să aducă un plus, valoare Craiovei din toate punctele de vedere. Și cred că obiectivul principal este să aduci oameni care să-ți viziteze regiunea, să le arăți ce potențial ai din toate punctele de vedere. Da, surprinzător, foarte important că povesteam de numărul de turiști străini care vin la Casa Băniei, este aeroportul. Dezvoltarea aeroportului din Craiova în ultimii 3 ani a deschis practic o poartă către municipiul Craiova. Se vede, foarte mulți dintre vizitatorii străini care vin la muzeu sunt ajunși la Craiova prin intermediul curselor aeriene care vin pe aeroportul din Craiova, care aduc turiști, încep să aducă și turiști și oameni de afaceri doritor să cunoască mai bine municipiul nostru și instituțiile de cultură care se află. Intrăm într-o altă lume, ca să spunem așa. Cum spunea colegul meu, cum arăta muzeul în 2009 sau în plină perioadă de renovare, într-adevăr, din punct de vedere cultural, se schimbă vremurile. Păi, și sunt instituții care trebuie investit, pentru că și noi atunci când mergem în afara țării, nu știu, într-un oraș cunoscut din Europa, căutăm muzeele, catedralele, toată lumea își dorește să afle informații despre ceea ce s-a întâmplat din toate punctele de vedere în regiunea respectivă. Acum mă gândesc și la discuția asta care din punctul meu de vedere are niciun sens legată de construcția Catedralei Mântuirii Neamului la București. Adică e și o zonă, mergem într-o zonă așa de fariseism, adică tu în momentul în care te duci în Viena, în Köln și așa mai departe, imediat îți faci un selfie la o catedrală și o postezi pe Facebook. Dar în România încep să ai tot felul de discuții contradictorii legate de necesitatea unei astfel de... Haideți să vă spun foarte scurt un lucru, că ați spus că ați mers la Bruxelles, că vorbeam și de Catedrala Mântuirii Neamului. Într-adevăr, va fi o clădire spectaculoasă, va atrage turiștii, dar va fi o clădire nouă. Din punctul de vedere istoric, nu va spune prea multe lucruri. Dar, mergând în Bruxelles, să vă uitați cu foarte mare atenție la monumentele care le vedeți în capitala europeană, ochiul de specialist, când am fost și eu, am constatat acest lucru. Toate acele monumente, chiar dacă sunt unele de sute de ani, ele au fost refăcute în perioada interbelică, pentru că în timpul primului război mondial, orașul a fost ras de pe fața pământului de bombardamentele germane. Într-adevăr, noi suntem surprinși. Dar dacă te uiți cu foarte mare atenție la piatra din care sunt făcute catedralele acelea de sute de ani, se vede clar că toate acele monumente au fost reconstruite în perioada interbelică. Într-adevăr, respectându-se arhitectura care au avut-o ele înainte de primul război mondial. Sunt foarte multe orașe din Europa care sunt spectaculoase din punctul de vedere al monumentelor, dar ele sunt construite unele chiar după al doilea război mondial sau unele în perioada interbelică, fiind distruse în totalitate de cele două războaie mondiale. Noi avem patina timpului, că vorbeam de Catedrala Neamului, patina timpului nu mai vedem la acele monumente din vestul Europei. La Catedrala Mântuirii Neamului nici vorbă să vedem această patina timpului, fiind o clădire nouă, într-adevăr, cu arhitectură deosebită. Deci, în foarte puține orașe din vestul Europei mai găsești parfumul acela al trecutului din epocile medievale de acum sute de ani, dat de clădiri istorice care au rămas într-adevăr în picioare din vremea respectivă. Știți, noi ar trebui să profităm, și la Budapest am văzut lucrul să profităm acesta din plin și de reclama pe care ne-o fac oameni cunoscuți. Și pentru că vorbeam despre ceea ce are România ca și bogăție, mă gândeam la prințul Charles, care a promovat Transilvania și exact lucrurile despre care vorbiți dumneavoastră. Faptul că încă noi păstrăm niște lucruri care, într-adevăr, pot fi un motor din extraordinar pentru România. Da, și dacă ați observat, prințul Charles nu promovează monumentele, să zicem, bizantine, de artă bizantină sau monumentele care le avem noi. Promovează partea aceasta de viață rurală, simplă, care este originală și care nu o regăsești o regăsești foarte rar în alte țări, să zicem, tot din estul Europei. În Transilvania, chiar și în Oltenia, în zone mai izolate unde s-a păstrat. Asta este căutat. De aceea și turiștii străini care vin în Craiova să duc la Casa Băniei, tocmai pentru a vedea meșteșugurile, tradițiile conservate în secția de etnografie a Muzeului Olteniei,
provenite din Oltenia. Bineînțeles că acest turism încetul cu încetul se va extinde și în regiune, și în provincie, în multe localități, din punctul meu de vedere. Mulțumesc mult pentru prezență în cadrul emisiunii. Cu siguranță păstrăm legătura și ne vedem și cu alte ocazii. Succes în activitatea pe care o desfășurați. Vă mulțumesc și invităm publicul la viitoarele activități ale Muzeului Olteniei, organizate de colegii mei la secția de istorie, dar și la celelalte secții. Mulțumesc! Și noi mulțumim. Doamnelor, domnilor, ne vedem în câteva minute în partea a doua a emisiunii. Vorbim despre Cupa Prieteniei, o competiție amicală între două colegii importante din Craiova. Plasăm acest eveniment în contextul dezvoltării copiilor în societatea actuală. Până atunci însă urmărim cu toții un scurt reportaj în cadrul campaniei 100 România. Apreciez pe doamna Rodica Pentoiu pentru colecția de obiecte populare de artă pe care a reușit să o strângă și să conserve, costume populare, obiecte vechi, chiar unele de peste 100 de ani. Am văzut și personal cred că acești oameni trebuie sprijiniți în ceea ce privește modul de conservare a acestor obiecte, pentru că trebuie niște condiții speciale ca să reziste în timp. Și tradiția trebuie transmisă mai departe tinerilor, care, din păcate, încep ușor, ușor cu trecerea generațiilor să uite portul popular și costumele pe care poporul român le-a avut din cele mai vechi timpuri. Rodica Pentoiu cântă muzică populară și iubește tot ce este autentic românesc. Are o colecție impresionantă de ii, cea mai veche având peste 130 de ani. De 7 ani s-a apucat și ea să coase ii. Prima ie, spre exemplu, asta este. Da. Și am avut mari emoții când am îmbrăcat-o, pentru că eu mi-am dorit de foarte mult timp să îmbrac costumul național și nu prea am reușit. Și de unde o aveți? Ce vechime are? Are 80 și aproape 90 de ani, 88-90. Cine v-a dat-o? Mi-a dat o vecină care acum nu mai este, a murit. E cea mai veche da, pe care o aveți? Nu. Cea mai veche are 130 de ani, asta este cea mai veche. Costum național mi-a plăcut de când eram mică și n-am avut ocazie să-l îmbrac. Tăticul nu a fost împotrivă să cânt și am avut pasiunea asta și o am, cred că până la sfârșit o să mă ocup cu așa ceva. Artistul popular din Berbești are și o altă mare pasiune, coase goblenuri. Chiar dacă este o activitate migăloasă, nu se plânge și spune că în micuțul său atelier se simte cel mai bine. Le-am făcut de mult, când aveam fetele mici și lor le plăcea și am făcute și de ele chiar. Le plăcea ce fac eu, un copil așa, când vede un părinte ce face, vrea și el să facă. Rodica Pentoiu a cumpărat o casă bătrânească veche de 102 ani pe care a transformat-o într-un adevărat muzeu. Alături de costumele populare și goblenuri, a strâns de la vecini, prieteni și cunoștințe obiecte vechi. Deja a avut mulți vizitatori, iar prietenii și vecinii sunt impresionați de colecția sa. Eu m-am născut în satul ăsta, dar am stat la bloc și am auzit că se vinde. Era foarte ruinată, părăsită de 7 ani, nu mai stătea nimeni. Atât de mult îmi place aici, nu știu cum să vă spun. Nici nu mă gândeam că o să mă bucur atât de mult în momentul când am văzut-o. O părere foarte bună. Îmi place pentru că este tradițional,
și care și acel muzeu și eu încerc cât de mult să o ajut cu ce pot ca să-l facem cât mai frumos. Îmi place că ține tradiția noastră românească. Să mai îmbracă oamenii români cu costum popular, să mai îmbracă oamenii cu costum popular? Da, să mai îmbracă, să mai îmbracă. Care au, da, să îmbracă. Și e foarte bine, e foarte frumos. Vă vorbeam despre Cupa Prieteniei, o competiție devenită deja tradiție în Craiova. Trezește multe orgolii. Vorbim despre două dintre colegiile cu cele mai bune rezultate din toate punctele de vedere din Craiova, Carol I și frații Buzești. Există o competiție numai din punct de vedere al rezultatelor la învățământ, dar iată și al rezultatelor la competiții sportive. Alături de mine, doamna Marina Elena, profesor Colegiul Național Frații Buzești. Bună seara, mulțumesc pentru prezență. Și Cristian Corneanu, organizator Cupa Prieteniei din partea Colegiului Carol I. Bună seara, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Vă propun să urmărim reportajul pe care noi l-am realizat acolo. Au fost și nume mari din sportul craiovean care s-au aliat acestei competiții. Sorin Cârțu, Emil Sănui, de fapt cred că în fiecare an sunt alături de dumneavoastră. Reprezintă așa un imbol și pentru copiii care își doresc să facă performanță în sport, pentru că în momentul în care vezi un idol lângă tine, automat la o vârstă, o anumită vârstă, cred că îți dorești, dar să-l imiți. Normal. Urmărim reportajul nostru și revenim în plată. Modelul Oxford-Cambridge a fost importat și în bănie încă de anul trecut. Inițiativa a avut-o regretatul profesor Cristi Corneanu, care a dovedit că elevii colegiilor Carol I și frații Buzești nu excelează numai la învățătură, ci și că pot performa în sport. Cu ocazia împlinirea 192 de ani de existență a Colegiului Carol I, se organizează a treia ediție a Cupei Prietenia. În cadrul acesteia, copiii se întreg la 7 discipline sportive, fotbal, tenis de masă, atletism, basket, badminton, șah și not. Competiția se va desfășura pe parcursul a 3 zile, iar colegiul care va obține mai multe medalii va cuceri Cupa Prieteniei. Fiul lui Cristi Corneanu, Iulian, este cel care a organizat această ediție. Acesta este component al echipei de basket SCM Craiova. Știu că a luat tot ce a avut, toate resursele, atât fizice cât și psihice, ca să reușească această competiție. Știu că și-a dat totul pentru ea și în momentul în care s-au întâmplat cele evenimente nefavorabile, am decis să continui și eu cât și fratele meu să continuăm în locul lui și să menținem tradiția mai departe. Au ținut să fie prezenți la festivitatea de deschidere alături de conducerile celor două colegii, nume mari din sportul craiovean, precum Sorin Cârțu, Pavel Badea și până la leoaicele de la echipa feminină de handbal a Craiovei. Mi-ar place să mai am ani de școală. A fost am frumos, anii de liceu întotdeauna. I-am regretat mult timp. Am avut o viață de liceu foarte frumos. Sincer, de anul trecut, că am avut examen de titularizare. Dar e ceva minunat. Mă bucur enorm că am putut să venim și să lăurăm la mulți ani. Un loc special pentru mine personal, un loc special, spun, pentru mulți din oamenii care s-au format aici, din vorbim de sport, vorbim de o instituție de învățământ care nu are nevoie de niciun fel de prezentare. Un loc de care ne leagă foarte multe amintiri. Spun că mă bucur să fiu aici, este un prilej minunat de a ne aduce aminte și de a și promova în continuare sportul pentru generațiile următoare. Copiii le-au oferit celor prezenți și câteva momente artistice. Ediția 4 a Cupei Prietenia va avea loc în luna noiembrie, de ziua Colegiului Frații Buzești. Cei drept Craiova traversează și un
moment, o perioadă bună din punct de vedere al performanțelor sportive. Fetele de la SCM au reușit să obțină cupa EHF. La fotbal stăm destul de bine, ne luptăm cu granzii capitalei și cu celelalte forțe naționale. Suntem pe locul 3, stăm bine și la volei din foarte multe puncte de vedere. Din punct de vedere al rezultatelor la învățământ, reprezentați două colegi de elită. Chiar aveam o informație legată de rezultatele obținute la olimpiadele școlare. Frații Buzești au obținut peste 300 de premii la aceste olimpiade școlare în acest an. Carul, de asemenea, este în top. Astfel de competiții cred că îi stârnesc pe elevi și bănesc că încearcă să dea tot ce au mai bun pentru a pune colegiul înainte celuilalt. Au fost multe orgolii. Nu știu dacă neapărat orgolii. Cred că, în primul rând, toată această idee a acestei competiții a fost pentru a îndrepta copiii către mișcare. Eu mă bucur că există din ce în ce o chemare și un interes al copiilor pentru sport. Nu întâmplătoare sunt aceste rezultate. Se vede că se poate face și carte și sport și încă foarte bine. Totul ține, cred că, de încredere, de sprijinirea copiilor, de încurajarea pasiunilor care le au, indiferent că au legătură cu sportul sau cu partea intelectuală, trebuie sprijiniți. Trebuie căutat, în primul rând, în fiecare copil sportul care îl preferă, sportul care și-l dorește să-l practice. Și apoi încurajați, pentru că, în general, atunci când ai de greu, ai prima tendință este să renunți. Eu cred că începem așa să creștem mici învingători și viitori învingători în viață. Cum s-a terminat competiția? Cine a câștigat? A câștigat Carol până în cele din urmă. Dar oricum, exact cum a spus și Pierde cu Bertin, important este să participi. Asta este o deviză pe care ar trebui majoritatea lumii sportului să o aplice, pentru că, până la urmă, sportul înseamnă sănătate. Și în afară de sănătate, sportul te poate ajuta chiar și în viața de zi cu zi. Da, e un lucru bun că încurajați mișcarea sportivă și sportul în general. Sunt licee, instituții de învățământ care preferă matematica în locul sportului, adică învățătorul mai degrabă îi cheamă pe copii la o lecție în plus la matematică decât să-i lase să zburde pe terenul de sport, să joace fotbal, în ultimii ani, basket. Să știți că în ultimii ani și profesorii au început să-i sprijine pe copii, chiar și profesorii de matematică sau învățătorii, să-i lase să facă mișcare, pentru că au realizat că obțin rezultate bune cu copiii la învățătură, lăsându-i să facă foarte ceva în mod organizat, în primul rând. Se oxigenează creierul automat, prin mișcare se oxigenează creierul și automat înveți mai bine, pentru că e creierul odihnit. În Carol de foarte mulți ani au fost și clase sportive în Carol, din câte ne amintim, care au avut niște rezultate foarte bune, mai ales la basket. Eu țin minte de când eram mic, eram clasa 5-a, 6-a, fratele meu era clasa 8-a și am reușit totuși să obținem locul 3 pe țară la școlare, iar la feminin locul 1 pe țară liceu. Mai sunt competiții sportive între liceele din Creva. Mi-au cam aminte atunci când am terminat eu liceu, Odoblejea la fel, da, avea o echipă de basket. În perioada aceea o echipă bună de basket. O perioadă în care se țineau foarte multe jocuri de-a lungul anului, foarte multe meciuri între licee, era o competiție destul de aprigă, dar în ultima perioadă s-au cam liniștit apele, nu prea au mai fost. Sperăm cu această cupă a prieteniei, așa cum este denumită, să putem să aducem mai multe licee alături de această competiție. Pentru că această competiție, exact cum a spus și mai devreme, tata a încercat să ia acest, cum să-i spun, model, acest model britanic, Oxfordul și Cambridge-ul fiind cele mai bune instituții din lume de învățământ și amândouă din Anglia, a încercat să ia acest model și să facă exact la fel cu Carol și Buzești. Cum primesc elevii astfel de competiții? Încă de la prima ediție copiii au fost foarte încântați, dornici de a participa în competiție și dornici de a câștiga. Acum, bineînțeles că
se poate, ca în orice competiție, poți să și pierzi, așa cum s-a întâmplat la această ediție. Cei mici au fost cei mai triști, așa. Pătimași. Da, chiar au plâns unii dintre ei după competiție, dar cel mai bun trebuie să câștige de fiecare dată. Și atunci, asta e lucru care ne interesează cel mai mult. Până la urmă, cred că asta este și un lucru deosebit în sport. Învățăm să facem față, inclusiv înfrângerilor, iar la următoarea competiție să încercăm să o abordăm așa cu mai mult curaj și cu dorința de a învinge sau de a încerca să ne autodepășim propriile performanțe. De fapt, asta cred că tindem cu toții neapărat în sport și în viața de zi cu zi. Da, și cred că te și îți creează așa ție o anumită stare sportul și... O conduită, exact. Iar un foarte bun exemplu sunt ambele licee pentru că au reușit să combine sportul cu educația la cam toate materiile. Sport cu matematică, orice. Sunt olimpici, poate la matematică, cărora le place și basketul sau alt sport. Și au reușit aceste două licee să combine foarte bine învățătura cu sportul. Cartea cu sportul, ca să fiu mai exact. Noi chiar în această perioadă avem o colegă care este plecată la faza națională la basket, feminin, gimnaziu, și volei gimnaziu va începe în partea a doua săptămânii, tot feminin, unde au câștigat faza regională și s-au calificat la faza națională și să sperăm că se vor întoarce cu rezultate bune și foarte bune. Deci, până la urmă și în olimpiadele școlare, sportive, reușesc să obțină rezultate bune elevii noștri. Sunteți mulțumiți de baza materială de care dispuneți la cele două colegi? Cred că totdeauna este loc de mai bine. Și cu toții tindem spre acest aspect. Eu mă bucur din suflet că anul acesta, cred că pentru prima dată, cel puțin de când sunt eu în școală, Asociația Părinților Buzeșteni a sprijinit Catedra de Educație Fizică dându-ne o anumită sumă pentru achiziționarea materialelor sportive. De regulă reușeam acest lucru doar dacă școala dispunea de sume pentru a ne dota cât de cât la un nivel optim. La Carol? La Carol nu aș putea să vă spun cu exactitate, deoarece eu am fost plecat o mare perioadă de timp. Am jucat la Brăila ultimul an, un an jumate la Brăila și înainte de Brăila tot așa am fost plecat la Baia Mare, iar ulterior m-am întors acasă, am renunțat la basket. Ar fi normal ca sportul să fie și probă obligatorie la bacalaureat? Ce credeți? Clar. Ar fi un lucru foarte bun. Nu neapărat că foarte mult zic că dacă ei constrânge pe elevi, automat copiii ar face multă mișcare. Eu personal nu sunt de acord cu lucrul acesta. Cred că trebuie să încercăm să ajungem la sufletul copiilor, să lucrăm efectiv cu ei și atunci cu siguranță, atunci orice lucru care pleacă din suflet poate să ajungă la rezultate foarte bune. Oricum, este un lucru foarte bun să se reintroducă cu seriozitate, așa cum ar trebui să fie, de fapt, la orice acum disciplină. Acum câțiva ani era proba acesta la bacalaureat, cei mai mulți mergeau către ea pentru că exact mai ridica, ridica puțin media, mai ales în contextul în care sunt foarte multe probe la bacalaureat și era acel hop cu matematica, un 10 la sport, pentru că bănuiesc că astea sunt notele, 9-10, dincolo de rigurozitatea unui astfel de examen. Știți că eu am avut chiar și sora mea care avea o condiție fizică foarte bună și cu toate astea a ales să dea bacalaureatul la limbă străină. Asta pentru a arăta că se poate. Acum, până la urmă, opțiunea elevilor primează și dacă își aleg educația fizică, ar trebui să-și aleagă doar dacă au anumite calități fizice, da, și abilități bune. Citeam acum o statistică, unul din trei tineri nu face sport, iar 9 din 10 tineri petrec 8 ore pe zi la televizor, internet sau jocuri video. Lipsa activităților fizice omoară la fel de mulți oameni ca și fumatul. Lipsa activităților fizice scade 7 ani din viață. Eu cred că și cei care întocmesc programa școlară ar trebui să aibă o mai mare aplecare asupra acestui aspect și cred că sportul chiar ar trebui să
să se facă în școli. Pentru că eu cred că cam asta este tendința profesorilor de a mai face o oră de matematică în plus cu elevii în detrimentul spălătului. În momentul în care mulți părinți vin la școală cu scutirea la domnul profesor de sport, că cei mai mulți fac asta? Cei copil, da? Al lor copil nu poate să facă sport deoarece și vin cu o scutire, nu să zic falsă, dar fără temei. Și vin cu o scutire, copilul meu nu poate să facă sport și copilul meu stă jos la ora de sport. Sau alții vin în blugi, pur și simplu nu îi interesează. Sunt spectatori că la o piesă de teatru. Exact. Eu cred că fiecare profesor care se respectă are elevii așa cum își dorește și face orele de educație fizică. Acum depinde de fiecare. Cred că în orice domeniu este același lucru. Chiar și scutiți medicali. Uite, la nivelul Colegiului Național Frații Buzești nu avem nici măcar un scutit medical și asta ne bucură foarte mult. Cred că problema într-adevăr pleacă de la părinți. Dacă copilul crește mic și tu efectiv ca părinte să mergi cu el în parc, să alergi cu el, să te joci cu el, atunci cu siguranță va iubi mișcarea. Și atunci când ajunge în perioada școlară, dacă există efectiv o continuitate în ceea ce a făcut părintele, iar apoi intră într-un regim organizat, cu siguranță va prețui și va face mișcare. Eu cred lucrul ăsta și sunt optimistă că... M-am uitat așa pe comentarii la diverse articole publicate în ultima perioadă, strict pe domeniul acesta al orelor de sport în școli și foarte mulți părinți invocă că sunt anumite exerciții pe care copiii nu le pot face la ora de sport și există această frică de a nu se accidenta copilul. Țin să contrazic aici pentru că nu îi forțează nimeni. Se vede clar când un copil, mai ales un profesor de sport, își dă seama din start când un copil nu poate să execute un exercițiu. El va fi pus la încercare, bineînțeles, cum ne încearcă pe toți viața, așa va fi și copilul pus la încercare pentru prima oară să facă un exercițiu. În momentul în care profesorul realizează că acel copil nu poate să facă acel exercițiu, bineînțeles că îi va da alt exercițiu de făcut pe care o să poate să-l facă. Eu citeam la fel o știre că există chiar un proiect legislativ depus în Parlament privind creșterea numărului de ore de sport în licee. Este evident că asistăm cu toții la acest fenomen al copiilor obezi. Obezitatea este o problemă chiar și în România, o spune Organismul Mondial al Sănătății, iar cred că astfel de măsuri trebuie implementate încă de la grădiniță. Îți dorești copilul tău să exceleze la învățături, la anumite discipline, dar cred că nu trebuie neglijat nici sportul. Bineînțeles, deci am fost destul plecat prin străinătate cu basketul și am văzut, nu dau nume de țară, dar am văzut în orășele foarte mici pe unde am fost cu meciuri amicale, mai ales în săli mai mici, nu sări polivalente, dar automat era sală de liceu cu bazin cu tot. Bazine se găseau aproape... Altă infrastructură, altă mentalitate. Altă mentalitate. De fapt, la noi asta este problema. În primul rând, infrastructura. Că și dacă mărești numărul de ore și ai, mai ales în mediul rural, unde ora de educație fizică, mai ales pe perioada iernii, se desfășoară în sala de clasă, nu știu cât... eficiența ar avea. Și de exemplu, am un vorb, avem astfel de discuții pentru că copiii noștri sunt de vârste apropiate și asta îmi spunea și el că s-a uitat la fata lui și parcă nu știe să alerge. Ca toți cantonați către zonele acestea tumultoase ale vieții, uităm știți practic să ne jucăm copiii sau să le trasăm așa și o altfel de direcție în viață. Eu, de exemplu, mi-am dus cu fetița tocmai pentru a face mișcare, a făcut și balet, s-a plictisit de balet, a zis că nu vrea la balet, dansuri sportive, dar tot din dorința de a face mișcare, de a nu sta tot timpul în casă, tabletă. Cred că la până în ciclu primar, da? Până, mai ales la 1-4, în notul și atletismul sunt sporturile cele mai importante pentru copil. Din ele poți să pleci în orice alt sport și de ce spun că sunt bune? Pe lângă faptul că beneficiezi de o educație generală și de o dezvoltare fizică generală,
se lucrează foarte mult, mai ales în atletism, școala alergării. Da? De aici pleacă problema de care spuneați dumneavoastră, în care copilul nu aleargă corect. Dacă tu ți-ai însușit și ai învățat foarte bine elementele din școala alergării, cu siguranță vei avea o alergare frumoasă. Cu o deprindere formată greșit este aproape imposibil de corectat. De ce nu credeți că împrumutăm niște lucruri care, și nu mă refer doar la acest domeniu, lucruri care deja sunt o rețetă și funcționează în alte țări? Vorbeați dumneavoastră despre ceea ce ați văzut în alte țări. Da. Adică eu cred că poate fi susținut financiar, susținută financiar o investiție, pentru că a fost acel proiect cu sălile de sport în România, cred că sunt câteva sute de săli. Unii au vorbit că s-au construit săli de sport în zone unde nu se justifica investiția. Da. După o perioadă de timp au fost surprinse imagini cu degradarea respectivelor săli de sport. Pertinente observațiile respective. Acum nu știu dacă exista și un interes financiar ca cineva să construiască o sală de sport într-o zonă în care, eu știu, învățau doar 7 copii sau au fost și absurdități de genul. Dar dacă tot găsim bani uneori pentru niște lucruri total inutile, cred că putem să-i folosim într-un mod inteligent. Exact. Gândiți-vă că în județul Dolj, nu știu, sper să nu greșesc, în programul acela de 400 de săli s-au făcut doar 3 sau 4 săli în tot județul, ceea ce e extrem de puțin. Puțin, da. Nu realizez în care județe au fost un număr mai mare. După, la prima vedere, așa, pe unde m-am mai dus prin țară, mi s-a părut că Ardealul a beneficiat de cele mai multe săl de sport. Ca în foarte multe alte lucruri, da, să știți. Mai ales chiar enorm de multe și în mediul rural. Că treci cu mașina inevitabil și vezi și realizezi că sunt acele săli sportive, săli de sport în momentul în care vezi același proiect, aceeași structură a sălii. Și realizezi că acolo s-a putut și s-a făcut. Și s-au găsit rezerve financiare. Vorbeați dumneavoastră despre scutile pe care le... Da. Care vin copiii. Cu toții avem discuții cu copiii noștri acasă despre condițiile pe care le întâlnesc în sala de sport. Și dacă copilul spune că iarna este curent în sală, că nu există încălzire, că și asta este iar o se îmbolnăvește foarte des, cer să ți-l protejezi, că ai conștiința gravității unor lucruri care pot fi determinate de lipsa unei infrastructuri. Să știți că unele lucruri țin, nu știu dacă neapărat în cazul de care spuneți dumneavoastră, dar în general ține foarte mult de și de educația pe care o faci, inclusiv cu părinții. Eu personal, atunci când preiau o clasă de învățământ primar, merg la ședințele cu părinții și le explic părinților ceea ce facem noi la ora de educație fizică, ce vom face în anul școlar care urmează. În primul rând, lucru pe care îi sperie cei mai tare pe părinți este copilul transpiră. Așa, e și normal. Este un lucru foarte bun. Înseamnă că au lucrat, să ne bucurăm că copilul a transpirat și să încercăm să-i dăm tricou de schimb. Pentru că, de fapt, de asta răcește copilul din punctul meu de vedere. Ori dintr-o protecție excesivă, se îmbracă foarte gros și atunci normal că transpiră în exces, ori nu și ia acel tricou de schimb. La un moment dat exista chiar, îmi scapă anul, dar Organizația Mondială a Sănătății vorbea chiar despre importanța sportului în școli, pentru că nu era doar o problemă. Sportul de masă. Sportul de masă, exact. Cum vi se pare că s-au mișcat autoritățile pentru a susține astfel de programe? Pe hârtie lucrurile arată bine, dar practica? Pe hârtie multe lucruri arată bine. La noi, mai puțin în practică, sperăm să se investească cât mai mult în sportul de masă, pentru că de aici, din sportul de masă, de fapt, pleacă și sportul de performanță. Eu mă uit tot pe statistici și în România, conform datelor oferite de Institutul Național de Statistică, principalele cauze de deces sunt reprezentate de boli ale aparatului cardiovascular. După care tumori, boli ale aparatului digestiv, boli ale aparatului respirator și așa mai departe. Dar bolile cardiovasculare
Cred că, ca și cauzalitate, una dintre cauze, cauzele apariției unei astfel de boli este lipsa mișcării. Bine. Alimentația nesănătoasă. Exact, asta vreau să vă spun. Cred că trebuie să existe un echilibru. Mișcare, alimentație sănătoasă, o viață bună dusă, adică fără nopți pierdute. Astea lucrurile toate cumulate duc la o stare de sănătate bună. Vă uitați la ce mănâncă copiii la școală? Ați încercat să... Pe mine mă amuză foarte tare, cu toate că nu le spun, n-aveți voie, nu știu ce să mâncați. Dacă au în mână ceva de la magazinul din incinta școlii, chipsuri sau orice altceva, imediat se feresc de mine. Toate că nu le fac nimic copiilor. Faceți o educație și la ore, așa este. Atâta timp când li se dau bani în buzunar de acasă, de către părinți, ei se duc la magazin și, bineînțeles, fiind copil, își dorește. Ce-ți place, evident, își dorește, cu toții exact. Face lucrul acesta. Iar din punctul de vedere al educației pe acest sector, iarăși suntem deficitari. Ne uităm la reclame care se promovează obsesiv la televizor și vedem cam ceea ce preferă românii. În ultima perioadă, din punctul meu de vedere, am început să avem și noi gusturi mai rafinate, în sensul că nu mai bem atât de mult băuturile carbogasoase promovate. Nu numai asta, dar junk food. Asta este, junk food-ul este marea problemă, mai ales în ultima perioadă. Eu trec pe lângă McDonald's-ul din Craiova și mă uit, tot timpul este coadă la McDonald's. Lumea în ultimul timp nu prea mai gătește acasă, din câte am observat. Și cam toată lumea mănâncă junk food. Acest junk food care este fast food-ul de pe care da, vine să facem o reclamă către un anumit furnizor, pentru că da, poate exista o discriminare la un moment dat. Da, în general, acest junk food este foarte rău pentru organism și lumea nu ia în calcul această chestie. Și în afară de acest aspect, mai este aspectul cărnii, pentru că foarte multă lume consumă foarte multă carne, ceea ce nu este ok. Românii sunt carnivori. Da. Consumă foarte multă carne în sensul că măcar 3 zile pe săptămână ar trebui să renunțe la carne. Măcar 3 zile pe săptămână să renunțe la carne. Să încerce să mănânce, mai ales acum că vine vara, să mănânce multe salate, verdeață în general. Specialiștii atrag atenția că pe lângă problemele de natură psihică și emoțională, școala românească își pune amprenta foarte serioasă asupra sănătății fizice a elevilor. Lipsa orelor de sport într-un număr mai mare afectează dezvoltarea copiilor, la fel cum cele câteva kilograme pe care copiii le cară zilnic în ghiozdane le afectează coloana și postura. Adică observ că sunt tot felul de programe care vin către elevii, din păcate practica ne omoară, pentru că nu prea se pun în practică. Așa este. Eu mă bucur din suflet că și la Buzeu și la Carol I cred că există totuși părinți care conștientizează în mare parte rolul mișcării. De ce spun lucrul acesta? Pentru că avem totuși destul de mulți copii care practică un sport în cadru organizat și asta e foarte bine, care au rezultate foarte bune și la învățătură și atunci toate lucrurile astea nu pot decât să ne bucure. Ce se întâmplă la, da, ce se întâmplă și la alte unități școlare, știm cu toți. Se vede pe stradă, se vede și poate și la noi sunt cazuri, dar parcă puțin mai, ceva mai puțină. Cu tot cu această rivalitate dintre cele două licee, că ați spus la începutul emisiunii despre rivalitate, da, într-adevăr, copiii, am văzut eu, mai ales arbitrând cu fratele meu meciul de basket, am văzut că este o rivalitate destul de aprinsă între cele două licee, la toate sporturile în general. Și, dar această rivalitate, trebuie să conștientizăm că aduce foarte multe beneficii sportivilor liceului respectiv. Legat de ceea ce spuneați dumneavoastră, scuturile, jumătate dintre elevii români sunt scutiți la educație fizică. Jumătate. E, exact, e alarmant. Cum vi se pare acest program, Laptele și Cornul, Mărul în școală, ajută dintr-un punct de vedere? Pentru comunitățile sărace, da. La noi, nu știu dacă... La noi intervine problema cu bănuții din buzunar de acasă. Da. Bine, să zic așa, reprezentați și două instituții. Dacă se va introduce,
ce spun acum cei din guvern, că vor introduce și fructe și legume, ar fi chiar extraordinar. Da, programul prevede 2 porții de fructe și legume pe săptămână, însoțite de biscuiți sau covrigi din făină integrală, 2 porții de lapte și corn fără zahăr, 1 porție de produse lactate și 5 porții de produse de panificație. Și dacă lucrurile astea ar fi și din producția internă a țării, cred că... Da, păi cred că lucrul ăsta se și încearcă stimularea consumului din producția internă. Ce v-ar satisface așa, din punct de vedere profesional, ca și modificări în programă? Cred că, în primul rând, o îmbunătățire a infrastructurii la nivelul tuturor unităților școlare. Fonduri către unitățile școlare n-au mai venit din, cred că, de acum 10 ani, ceea ce nu este ok. Știu foarte mulți colegi care vin cu materiale sportive de acasă ca să poată să-și desfășoare ora de educație fizică și vă dați seama că una este să-ți desfășori ora de educație fizică având la dispoziție 10, 15, 20 de mingi și alta este să ai o singură minge pe care ai venit tu cu ea de acasă să lucrezi cu copiii. Aici este marea problemă. Cred că aici ar trebui să se ajungă cumva astfel încât să direcționeze anumite sume și pentru infrastructură. Tata îmi spunea acum în iarnă, mai exact, că ar vrea să implementeze la fel o chestie pe care a văzut-o în străinătate. Ar fi vrut să facă 2 coșuri în care să depoziteze mingi de basket pe baza sportivă, exact lângă coșurile de basket, lângă panourile de basket, în care să pună niște mingi de basket, copilul când vine în pauză, să ia, să arunce mingea la coș, o pune înapoi, se duce în clasă. Pentru pasionați. Nu cred că e greu de implementat. Este un lucru extraordinar. Nu, această chestie aș vrea eu să o continui să o implementez și chiar aș vrea să o aduc pe bazele sportive, cel puțin la Carol și poate urmează și Buzeștiu cu eu acest model. Eu cred că la ideile astea se asociază și oamenii care au o anumită posibilitate financiară. Cred că găsești sponsorizări dacă îți dorești cu adevărat să... Asta așa este, dacă îți dorești, găsești. Faptul că elevii își doresc în pauze să facă mișcare nu e decât un lucru îmbucurător. Eu mi-aduc aminte, acum câțiva ani, domnul meu director, sper să nu se supere, a făcut observații la un copilaș și le-a spus să nu mai au ce căuta cu mingile în curtea școlii. Zic, domn profesor, stați puțin. Dacă dumneavoastră un copil ar face o problemă la matematică în pauză, v-ar bucura? Da, și pe mine mă bucură. Copiii fac mișcare în pauză. Și de atunci, mai ales că totuși e un iubitor de sport, nu mai zis absolut nimic. Și a schimbat filosofia vieții. Da. Mulțumesc mult pentru prezența. Mulțumim și noi, emisiunii... telespectatorilor noastre. Doamnelor, domnilor, punem punct emisiunii în această seară. Ne revedem mâine seară aici la TVR Craiova la ora 18:30. Toate bune, la revedere!